Eu sunt Camelia și astăzi vom face cremă de unt pentru îmbrăcat torturi și decorat. Și vom avea nevoie doar de 3 ingrediente. Și rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și acolo găsiți foarte, foarte, foarte multe rețete dulci și sărate și nu numai. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această cremă. Vom avea nevoie de 200 de grame de unt, 200 de grame de ciocolată albă și 200 de grame de smântână dulce pentru frișcă. Și o să aveți nevoie de duiuri, de punguțe, duiuri de diferite forme, pentru decorat. Puteți îmbrăca foarte bine și un tort cu această cremă. Este o rețetă foarte, foarte bună. Și acestea sunt duiurile. Foarte multe modele. Vom avea nevoie și de punguțe de unică folosință. Acum vom pune smântână noastră dulce pentru frișcă într-o oliță și o punem pe foc să se încălzească, deci până ajunge punctul de fierbere. După aceea o să adăugăm în frișca noastră, deci în smântâna noastră dulce fierbinte, ciocolata și o dăm deoparte, o lăsăm să se topească. Între timp, vom pune untul într-un vas și vom începe untul moale la temperatura camerei și o să-l batem până devine spumă, 85% grăsime. Eu toate ingredientele le-am cumpărat de la Lidl și începem să batem untul până se face spumă. Untul nostru este aproape gata, deci îl mixăm până se spumuiește. Așa, așa trebuie să arate. Acum, ciocolata noastră s-a topit, o să amestecăm bine, să se incorporeze ciocolata cu smântâna noastră dulce. Este smântână dulce pentru frișcă. Deci după ce s-au amalgamat așa bine, o să dăm la rece să se răcească. Și ia uitați, consistența după ce s-a răcit este mai groasă. Acum vom adăuga smântâna cu ciocolată topită peste untul nostru. Deci eu am pus fiecare dui în câte o punguță. Și nu ne rămâne decât să decorăm tortulețele, brioșele, prăjiturile noastre pe care le facem. Acum adăugăm peste unt frișca cu ciocolata, deci smântâna dulce pentru frișcă cu ciocolată. Cum am mai spus, le găsiți la Lidl toate aceste produse. Și mixăm. Deci tot ce vedeți este făcut fără să fie tăiat. Doar timpul de răcire am tăiat ca să nu lungesc video. Vedeți? Încă puțin, deci o să dăm de pe margini ca să amestecăm foarte bine cu o palețică. Mixăm încă puțin și crema noastră de unt este gata. Și putem să
Decorăm cu această cremă și să îmbrăcăm torturile. Este foarte bună pentru îmbrăcat. Când se dă la frigider, se mai întărește. Când scoateți tortul înainte de a-l tăia, să-l scoateți cu un sfert de oră înainte și după aceea îl puteți tăia. Vedeți, am pus în duiuri și ia uitați ce frumos se lucrează. Trebuie puțină dexteritate ca să lucrăm cu aceste duiuri, dar încercând astăzi, mâine, mânuța noastră o să reușească să facă aceste minunate decorații. Le puteți face și colorate, adăugați puțin colorant alimentar, puteți adăuga și puțină cacao. Puteți adăuga și arome în această cremă. Eu am făcut-o simplă, să vă arăt cât de bine se lucrează. Ia uitați cât de bine se lucrează. Și eu, odată ce le dăm la frigider, ele se întăresc și cu un cuțitaș le luăm și le punem peste tort sau decorăm direct peste tort sau peste brioșe, peste prăjituri. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și sper să o încercați. Eu vă mulțumesc din suflet. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte rețete. Vă pup și încă o dată mulțumesc, la revedere și multă sănătate!